Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la jurnal. Vă prezint principalele titluri ale ediției. O familie cu 6 copii din Unirea trăiește la limita disperării. Nu au casă, locația copiilor și salariul abia dacă le ajunge să-și cumpere lemne de foc. Astăzi primarul Ovidiu Crețu a prezentat proiectul bugetului municipiului Bistrița pentru anul 2010. Un bărbat a fost găsit mort în Piatra Fântânele. La peste 7 milioane de lei se ridică pagubele rezultate în urma inundațiilor de la începutul acestui an. Cifra a fost făcută publică în cadrul ședinței ordinare a Comitetului de Urgență, desfășurată astăzi la instituția prefectului. Revenim mâine cu amănunte. Continuăm știrile. Astăzi, primarul Ovidiu Crețu a prezentat proiectul bugetului municipiului Bistrița pentru anul 2010. Cheltuielile se pare că sunt mai mari decât veniturile. Cei mai mulți bani vor merge spre învățământ, adică 49% din buget. Există trei elemente definitorii care influențează bugetul municipiului: finanțările obținute din proiectele depuse pe programul operațional regional, investițiile și finanțarea învățământului. Cheltuielile totale prevăzute se ridică la suma de 166.500.000 lei. Conform primarului, 49% din banii bugetului vor merge spre învățământ. Un procent considerabil îl reprezintă și suma acordată cheltuielilor de personal, 46%. Cheltuielile de personal per total, deci inclusiv învățământul, sunt în valoare de 77.316.000 lei, ceea ce reprezintă 46% din totalul bugetului. Dacă la această sumă adăugăm cele 5.250.000 de care vă spuneam, rambursările de credit și dobânzile pentru aceste credite, ajungem la 42.011.000 lei. Veniturile sunt mai mici decât cheltuielile, adică 161.834.000 de lei. Cei mai mulți bani vin din taxe și impozite locale. Din fondul de rulment este de 4.666.000. După cum constatați, nu avem împrumuturi, adică nu avem finanțare din împrumuturi, avem de rambursat împrumuturi. Taxele speciale, 1.610.000 și fonduri nerambursabile externe, 10.751.000. Primarul Ovidiu Crețu speră însă ca bugetul să fie întregit cu încă 6 milioane de lei, bani pentru locuințe sociale și reabilitări termice. Primirea acestei sume nu este încă confirmată. Bugetul județului Bistrița-Năsăud a trecut ca prin brânză, prin furcile caudine ale consilierilor județeni, aceștia votând cu largă majoritate de voturi proiectul de buget propus de președintele Liviu Rusu. Bugetul Consiliului Județean a trecut fără niciun fel de probleme. Singurul care s-a abținut a fost liberalul Dorin Popescu. Continuăm știrile. Un bătrân de 81 de ani a fost găsit mort de jandarmii montani din Piatra Fântânele. Bătrânul plecase de câteva zile de acasă cu căruța, însă nu s-a mai întors. După îndelungi căutări, trupul neînsuflețit a fost văzut într-o râpă lângă castelul lui Dracula. Ieri seară, un bărbat din Piatra Fântânele a cerut ajutorul jandarmilor pentru a-și găsi tatăl. Omul nu se mai întorsese acasă de vineri. În urma căutărilor, cel dispărut a fost găsit, însă fără viață. Trupul neînsuflețit era prins sub căruță. Fiind suspectă dispariția bruscă a bătrânului, fiul a pornit alături de jandarmii montani în căutarea tatălui său. După câteva ore de căutări, trecând prin mai multe locuri și terenuri pe care le are în proprietate familia, acesta a fost găsit căzut într-o râpă la aproximativ un kilometru distanță de hotelul Dracula din Piatra Fântânele. Poliția face cercetări cu privire la împrejurările în care s-a produs moartea bătrânului. Pescarii fără permis, care au fost în această dimineață pe malurile râului și eu, s-au trezit față în față cu jandarmi și membrii ai Asociației Pescar Sportiv. Din păcate, legislația în domeniu nu este foarte clară, așa că au scăpat basma curată, fără să mai primească amenzi. Cei care au fost în control i-au avertizat însă că pescuitul fără acte legale și braconajul sunt interzise. Având informații că pe râul și eu, în zona localității și în Tereac, mai multe persoane pescuiesc ilegal, reprezentanții APS, însoțiți de jandarmi, au făcut un control în vederea combaterii braconajului. La vederea jandarmilor, majoritatea pescarilor au început să-și adune undițele și să se facă nevăzuți. Unii aveau permisele de pescuit în regulă, alții însă și-au abandonat uneltele de pescuit, hainele și-au luat-o la sănătoasă. Pește ați prins? Bine, mă, vedea, în curbă, unde sunteți? Vedem pește. Toate, 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 toate.
Te rog să filmezi braconat de buță. Cum? Braconat. Da, dar cine știe cine e cum a fost scris acolo. Ce văd care e braconat? Am trecut. Nu ești toți atât. Știi la ce dimensiune să reține scobarul? Nu. Nu, domnule, eu nu sunt pescar, nu știu cât de anul ăsta. Da. Dumneavoastră, chiar nu vă e milă de peștele ăsta, care alții să chinuie ca să protejeze, și dumneavoastră să-i lua la dimensiunea asta. Uitați aici, ăștia sunt pești care nu corespunde la nicio dimensiune. Scobarul se reține de la dimensiunea de 25 de centimetri. Dumneata nu ai niciun pește la 25 aici, pește la 18 centimetri. Uite și mata. Eu nu știu. Deși dacă e atâta de mic, la straițe cu el. Eu nu știu. Nu, un pic, aduceți un pic aici. Un pic să vedem. Vedem ce dimensiune am și cum. Nu i-am stresat, că de-aia am la plasa asta, să-i țin frumos. La urmă le dăm drumul, luăm unul, doi care sunt frumos. Și cartonul ăla ți-am la unde vii? Da, nu l-am nici ăla, că dacă a fost pe anul trecut. Păi dar acum îl țineți ăsta de 2 ani de zile, puteți să-l aveți și ăla ca să ne convingem că dumneavoastră și anul trecut ați plătit măcar undeva. Deci la... Cum să nu plătim? Plătim mereu, știți? Numai plătesc de 30 de ani permis. Astea s-au mai pierdut și de asta e. Nu sunt permisile vechi, dar se poate verifica, nu-i problemă. Ăsta e de anul trecut. Ăsta e vechiul. Ăla e vechiul. Anul ăsta încă cu criza asta. Deci, e singurul deocamdată care aproximativ e în regulă. Îl are și ăla alt și are din 2003 vizat pe fiecare an. N-am apucat. Uite, domnul, nu se știe. Domnul vă poate informa despre toate treburile astea, câte deci în Bistrița sunt acum legal constituite patru asociații de pescari. Deci patru asociații. AJVPS-ul, Asociația Pescari Sportivi Filiala București, Exospinning-ul de pe Minulescu, din lângă Electrica, și a lui Știopei Lucio Pesca. Exact. Deci puteți la cele patru la care dumneavoastră doriți. Eu pescuiesc de vreo 10 ani. După ce ai de când am ieșit la pensie. Și braconajul sunteți pro sau contra? Eu sunt pro braconaj, adică pro.